Dacă părăsește Duhul Sfânt pe cineva, mai poate să revină? În ce fel mai putem vorbi de mântuirea unui astfel de om? Dovada că nu este abandonat și că nu este lepădat, nu e apostaziat, este că se mai poate pocăi și Duhul Sfânt mai lucrează. Nu putem noi să măsurăm aceasta. Povesteau frații din Ucraina despre un caz a unei femei, fete, care s-a dus după unul din lume. El a spus că o mai lasă la adunare, dar că el nu crede, era vremea comunistă încă, numai că după ce a trecut-o pe numele lui și s-a cununat civil, după un timp a silit-o să meargă și la preot să facă cununie religioasă. Și întorcându-se înapoi la Biserica Ortodoxă să ceră anumite cuvinte să le spui, a rebotezat-o, a pus-o să sărute icoanele și povestea femeia aceea după acest moment. Zice, a fost momentul în care Duhul Sfânt m-a părăsit. Mă mustra, îl simțeam în mine când îmi aducea reproșuri că nu mai merg la adunare, că respectivul nu lăsa. Dar se mai ruga ea, se mai gândea, avea încă dorința să se întoarcă înapoi. Dar zicea ea, când am sărutat icoanele și m-a pus să mă leapă de crezul meu și de botezul care l-am făcut, atunci am simțit că a plecat Duhul Sfânt din mine. Și n-am avut putere după aceea niciodată să se întoarcă înapoi. Deci în mod normal, fiecare persoană ar trebui să cunoască starea. După cum cel viu știe că e viu, la fel unul care încă nu este abandonat de Domnul, poate să încă audă acest ecou, această chemare, această tristețe care are Duhul Sfânt atunci când păcătuiește. Se pare rău, să-l doar. Și astfel de oameni încă o vreme aud acest ecou, această chemare. Am auzit un alt caz în care o persoană peste 10 ani a mai avut anumite atracții din partea Duhului Sfânt. Și am auzit chiar și mesaje în care Domnul spunea, te mă aștept un timp și apoi te abandonez. Și asta e conform cu ce scrie în Evrei capitolul 6. Dacă un pământ aduce spini și mărăcini, sfârșește prin a fi lepădat și prin a-i se pune foc. Să vă păzească Domnul de asemenea stări și să îi ajute pe cei în cauză să se poată întoarce înapoi la Domnul.